Numai iubirea, 16 și 32 de minute aici pe Drumul cu Prioritate, care se întâmplă astăzi de la Iași, ediție specială. Și apropo de Pepe, nu uitați, la ora 18, dacă sunteți din Iași sau împrejurim, vă așteptăm, pentru că emisiunea o să se închidă cu un concert live pentru cei din Palace, de aici, de la Iași. Sunt convins că se vor aduna foarte mulți oameni. Pepe știe cum să facă această atmosferă să fie una specială, mai ales că suntem și în prag de weekend. Cu mine, în studioul adus la Iași aici de noi, se află Dan Zaharia, fondatorul Fab Lab, zic bine, sau le englezim? Cum e, Dane, până la urmă? Fab Lab e ok. Da? E bine așa, românește, da? Ce este Fab Lab? Un hub pentru tinerii pasionați de IT, pentru că Iași este, după București și Cluj, pe locul 3 ca hub de IT din România. Uite, eu până să ne propunem această caravană și descoper lucrurile astea despre Iași, nu știam că Iași e pe 3. Și practic ajunge tare sau vine tare din urmă spre București și Cluj. Așa e. Fab Lab înseamnă Fabrication Laboratory, dacă e să o dăm pe engleză. Da? E un concept născut la Boston și în momentul ăsta prezent în vreo 2000 de locații în lume. Practic e un loc în care tinerii pot să prototipeze, pot să inventeze, poate să își producă... Să-și imagineze eventual. Să-și imagineze. Nu? Alături e un spațiu de coworking în care vin antreprenori, vin freelancer și din amalgamul ăsta de talent ies idei noi. Cel mai de succes produs pe care l-am, sau echipă, a fost echipa Digitail Service, practic cei care au inventat, sau mă rog, au făcut o aplicație pentru cabinete veterinare. Ultima rundă de finanțare a fost de 11 milioane de euro. Sunt prezenți în peste 20 de țări și au pornit stând 2 ani la Fab Lab. Senzațional. Deci, practic, este un loc pentru tinerii pasionați de IT. Oferă spații de coworking, conferințe și cumva vine să aducă împreună aceste comunități tech și studențești. Dar cum ți-a venit această idee? Sigur că tinerii sunt vehiculul principal când vorbim despre noile tehnologii, ei le aduc, le imaginează de multe ori, poate că le și implementează cu forța în viața noastră, știi, dacă e să intrăm așa mai adânc în chestiune. Dar cum ți-a venit ideea să faci Fab Lab? Eu sunt pasionat de închirierea de clădiri de birouri și înainte de pandemie, piața era o piață foarte selectivă. Trebuia să faci contracte pe 5 ani, pe 10 ani, pe 7 ani. Și a venit o echipă de tineri la mine și a zis, domnule, noi avem o finanțare prin care putem să luăm un birou timp de 6 luni. Moment în care am să spun, exclus, n-avem cum să facem în toată povestea. Cum să-ți dăm pe 6 luni? Poate 2016. Pe 6 ani ai vrut să zici, da. Da? Și în 2017, alături de Universitatea Tehnică Gheorghe Asache din Iași, am identificat acest spațiu pe care l-am deschis. În octombrie am făcut 7 ani de când l-am deschis. Între timp am mai deschis încă 2 și un al patrulea, ca să spunem așa, care e doar spațiu de conferință împreună cu cei de la BCR. Cum au evoluat, uite, spațiile de clădiri moderne, să le spunem așa, din Iași? Pentru că de multe ori modern nu înseamnă neapărat și frumos. Asta e o problemă și întotdeauna a fost o provocare și pentru arhitecți, pentru urbaniști, pentru toți să integreze, că până la urmă trebuie să construiești cu, nu știu, arhitectura asta modernă, dar cum pui vechiul lângă nou și să nu fie disonant, că aici e marea provocare, știi? Inițial, înapoi în 2008, dacă putem să dăm timpul înapoi, Iași nu avea clădiri de birouri, atunci am făcut prima tranzacție pentru o mare bancă care și-a deschis un centru de servicii aici, e încă prezentă cu aproape de 3 ori mai mult spațiu decât au luat în 2008. Dacă tot suntem în Palace-ul a fost primul în 2011 care a adus conceptul ăsta de clădiri moderne de birouri, clădiri verzi, da, clasă A. Între timp adăugat aproape în fiecare an noi clădiri de birouri, atât în Iași, dar s-au extins și în Cluj și apoi și în Timișoara. Am făcut parte din echipa lor timp de 4 ani de zile. Și practic e un cerc virtuos. Ai avut clădiri de birouri, au putut veni companii. Astfel încât în 2019, exact înainte de pandemie, dacă vreai 1000 de metri pătrați noi în Iași, nu-i găseai. Da. Erau proiecte mari, inclusiv Palace-ul, avea un proiect nou în construcție la momentul ăla, dar nu prea mai puteai găsi clădiri de birou. A venit pandemia și ne-a liniștit pe toți.
După care, din 2022-2023, s-au repornit motoarele. Motoarele. Spațiile de coworking au făcut această tranziție. Adică, dacă tu... Asta, ca să înțelegem, e foarte frumos cum explici și e clar că ai și talent de povestitor, ca să înțeleagă oamenii cum a ajuns Iașu al treilea centru de IT din, după fost, București și Cluj. A fost o mutație. Deci, adică, da, s-a întâmplat treptat. S-a întâmplat treptat, da, exact. S-a întâmplat din 2008, să zicem, mă rog, din 2000 în principal. Gândește că Amazonul, că toată lumea spune că e Amazonul la Iași, s-a înființat în 2004. Adică 4 ani mai târziu. Exact. Da. Cu adevărat a crescut odată cu Palace-ul după 2012, când și-au deschis birourile aici. Și uite că în momentul ăsta e cel mai mare angajator din Iași, cu aproape 3.000 de angajați. Fabulos, fabulos. Mutația este asta, un oraș dezindustrializat, fără posibilități, fără acces la... A găsit o nișă. A găsit această nișă. Ajutat și de fluxul de talente din Republica Moldova, aproximativ 30.000 de oameni în momentul ăsta, dintr-o populație de aproape jumătate de milion de locuitori împreună cu zona metropolitană, lucrează în IT și în centre de servicii. Wow! Da? Deci e principalul angajator. Foarte tare. Industrie. Oh, cum evoluează lucrurile într-o direcție, că probabil dacă te întrebam, nu știu, în urmă cu 15 ani ai fi zis, hai, să fim serioși, nu văd întâmplându-se, dar uite, vezi, până la urmă, acolo unde există un gol, vine altceva să-l umple și cumva, cred că noi ca societate, sau așa îmi place mie să cred, poate că sunt naiv, am învățat să umplem, știi, să, până la urmă, în economia unei țări, uite, trebuie să te hotărăști ce fel de organ vrei să fii dintr-un corp mai mare, știi? Și Iașu a înțeles că treaba asta cu IT-ul merge foarte bine, pentru că și veniturile, cred că au crescut. Aici au contribuit nu doar clădirile de birouri. Gândește-te că în 2016 Iașu avea o singură cursă externă, cea spre Viena, care din fericire este și astăzi. În momentul ăsta sunt 24 de destinații externe. Despre dacă până în 2016 aveam undeva la 100.000 de călători anual în aeroport, în momentul ăsta suntem la 2 milioane și jumătate. Adică între timp s-au întâmplat niște mutații, că nu sunt evoluții, foarte salturi. Puternice, niște salturi. Și atunci orașul ăsta a devenit un oraș în care a trecut dincolo de comparația cu Clujul sau Timișoara, pentru că e o comparație specific, nocivă. Da. Noi o vedem o comparație cu alte 50-60 orașe din Europa Centrală și de Est, cu care orașele noastre regionale în afară de București se compară. Nocivă pentru că acolo s-a dezvoltat atât de mult încât ai senzația și în București și în Cluj că stă totul să, cum să spun eu, nu mai încapă, știi? E frumos, e provocator. Noi știm că trăim pe pielea noastră. Voi aveți șansa asta, știi, să găsiți o altă formulă chimică pentru lucrul ceva ăsta. Ceva se întâmplă în orașul ăsta, suntem județul cu evoluție demografică pozitivă în următorii 10 ani de zile. Un oraș în care e ok să-ți crești copiii, un oraș nu de 15 minute cum se dorește, ci probabil undeva în 4-5 minute îl parcurgi dintr-o parte într-alta. Vecinătatea cu Republica Moldova în contextul geopolitic actual își spune cuvântul, pentru că toată lumea vine spre Iași, Galați, Suceava ca niște avamposturi ale NATO UE, în care se poate investi în mod sigur pentru viitoarea reconstrucție a Ucrainei, și atunci noi beneficiem de acest subiect. Da, ne mai avem foarte puțin din întâlnirea noastră de astăzi. Aș fi vrut să vorbim și despre inteligența artificială, dar nu știu dacă mai avem vreme. 30 de secunde, vă ocupați de asta și la Iași? Lumea se teme de că inteligența artificială va lua joburi. Toți văd roboți și siloni în viitor. Absolut. La tot pasul. Joburile oamenilor vor fi luate de alți oameni care știu să folosească artificial intelligence. Deci e doar o unealtă în cutia de unelte pe care le avem noi ca persoane normale sau IT-știi, ca să facem lucrurile mai productive și mai eficiente. Deci, practic, cine știe să utilizeze inteligența artificială... Are viitorul asigurat, nu este neapărat înlocuit de inteligența artificială. De ce? Pentru că inteligența artificială are nevoie, cel puțin în etapa asta, ca cineva să introducă date și să facă tot felul de... Dar și învață repede. Exagerând, era ca bacul cu computerul, era o zonă în care, practic, artificial intelligence va accelera lucrurile. Mulțumesc mult pentru scurta intervenție. Un interviu care a trecut foarte repede cu Dan Zaharia, fondatorul Fab Lab, aici la Iași. Rămâneți pe drum cu prioritate, ne întoarcem. Ai prioritate pe drumul către casă.